criminalul. La începutul primului război mondial, pe vârful unui munte, se afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reușise niciodată să evadeze de acolo. În general, cei trimiși aici erau fie condamnați la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave, fie trebuiau să ispășească o pedeapsă foarte, foarte mare. Deși era atât de bine păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu câini, însă spre dimineață i-au pierdut urma într-o pădure. Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o poiană o luminiță la fereastra unei case. Desigur că acolo putea găsi ceva de mâncare și ceva haine. Cu disperare a năvălit în odaia mică, unde o imagine cu totul neașteptată îl țintui în loc. O tânără femeie plângea lângă un copilaș micuț care de asemenea scâncea. Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în mica încăpere o lumină slabă în care se vedea totuși chipul palid și slăbit al femeii. Parcă trezit dintr-un coșmar, evadatul o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie. Se așeză alături și o întrebă ce griji, ce probleme o fac atât de nefericită. Aceasta, sărmana, printre lacrimi, i-a răspuns că soțul ei a murit pe front și că nu mai are niciun ban și că de foame și de frig copilașul i s-a îmbolnăvit. Lasă, femeie, îi spuse pușcăriașul, lasă, o să te ajut eu. Nu, nu vreau să furi pentru mine și nici să sufere cineva, nu doresc. Nu-ți face griji, nu va suferi nimeni, i-a răspuns omul și a luat-o pe femeie cu el. Când au ajuns împreună în fața poliției, aceasta l-a întrebat mirată. Dar ce faci? Lasă, ți-am spus că nu o să sufere nimeni, vino. Intrând cu ea în clădirea poliției, omul s-a predat. Iar când șeful poliției a venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul pușcăriaș este în sfârșit prins, acesta îi spuse: femeia aceasta m-a găsit în casa ei când încercam să fur câte ceva și m-a adus aici. Dați-i recompensa pusă pe capul meu. O merită. Cu lacrimi de recunoștință în ochi, femeia n-a mai spus nimic. Era o recompensă foarte mare, deoarece puțin credeau că cineva l-ar putea prinde și preda pe criminal. Bucuros că l-avea acum prizonier, șeful poliției a plătit imediat femeii suma enormă, după care l-a trimis pe fugare înapoi la închisoare sub pază strictă. După câteva zile, femeia, cerând o audiență la directorul pușcăriei, i-a povestit acestuia totul, așa cum se întâmplase cu adevărat. Uimit de bunătatea deținutului său, cu ocazia Sfântului Crăciun ce se apropia, directorul l-a grațiat, căci era obiceiul ca odată pe an să fie eliberat deținutul care s-a purtat cel mai bine. Timpul a dovedit că omul acela se schimbase cu adevărat, pentru că niciodată nu a mai făcut ceva rău. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Nu te ajuți pe tine decât ajutându-i pe ceilalți. Dumnezeu vede cu ce preț cauți bine la altora și nu pe al tău. Puțini oameni sunt asemenea pușcăriașului. Ori dacă un asemenea om, cu lanțuri la mâini și la picioare, obosit și dornic de libertate, ce nu ducea cu sine decât o groază de păcate, a putut să o ajute pe femeia aceea, cu atât mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ocazii de a face bine, fiindcă binele îl putem face cu siguranță. Și nu se poate să treacă o zi fără să fi avut măcar un asemenea prilej. Nu trebuie decât să-l vedem. Înge,
Cerului cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am nesocotit prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osângirea, cu trufia.